lacrimi ușor tremurând printre gene, vă spune, rămas bun liceu. Nu am crezut că acest eveniment va fi atât de greu. Nu m-am gândit că într-o zi voi trăi aceste clipe cu atâta intensitate. Îmi amintesc prima zi de liceu, cum sunt cu minți în bănci, cu inima bătând puternic, abia așteptam să ne cunoaștem noi colegi, noi profesori și pe doamna dirigintă. Astăzi stau înaintea dumneavoastră, domnilor profesori, și și a voastră, doamne dirigintă, și nu îmi vine a crede că așa ușor s-au scurs anii de liceu. La început, cu bune curele, am ajuns la concluzia că putem trăi într-o societate ce timp de 4 ani va fi a doua clasă. De acum nu mai vor fi note care să ne judece mai mult sau mai puțin obiectiv valoarea, ci vor fi proiecte în lumea reală, proiecte în care noi vom oferi valoare lucrurilor și oamenilor prin munca noastră. Domnilor profesori, după această perioadă, care unii dintre dumneavoastră ne-ați fost părinți, cu grea nebunii că mâine nu vom mai întârzia la ore, nu vom mai avea aceeași emoție când deschideți catalogul. Dar să știți, părticele din inimile noastre vă aparțin și nu puteți fi școlinieri. Doamna dirigintă, deși am fost cam greu până la început, ne-ați apropiat atât de dumneavoastră cât și unii de alții. Ca un părinte bun, ce aș putea să ne țineți acasă. Colegi, nu am de gând să vă ocolesc. Am petrecut acești ani împreună, ne-am certat, ne-am cinstit, uneori le-am și învățat. Acesta nu este un sfârșit, este doar un început. Început al unei perioade de finisare a unui proiect ce a fost ridicat în acești 4 ani. Pentru toate acestea, în primul rând vă mulțumim dumneavoastră, domnilor profesori, pentru că ne-ați îndrumat și luminat în toți acești ani, dar mai ales, doamne dirigintă Ionțica Mihaela, pentru răbdare și sacrificiul său. Mulțumim de asemenea și părinților care au făcut sacrificii să ne dezvoltăm într-un mod cât mai frumos. Mulțumim invitațiilor și tuturor celor prezenți astăzi aici. Doresc tuturor colegilor de clasa 12, baftă la examene și la admitere și cu drag sperăm să ne revedem la întâlnirea de 10 ani. Vouă, colegilor, ce rămâneți în liceu, aveți grijă de voi, cât și de domnul profesor. Acum este un sentiment ciudat. Unul plânge, altul râde. Pentru că, deși cu toții ne bucurăm că se termină perioada liceului, totuși ceva ne va lipsi. Acele dimineți când cu greu ne dădeam jos din pat pentru 9 zile de școală. Vă mulțumim pentru tot! Thank you.